Să punem în el bilețelele noastre de mulțumire. Motivul principal al mulțumirii noastre în această dimineață este că am început cu Domnul această construcție și prin harul Lui suntem la final. Lucrul acesta nu s-a realizat nici prin puterea noastră, nici prin capacitățile, resursele noastre, pentru că ele sunt limitate. S-a realizat prin mila, prin bunătate și prin dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi până aici. Măriți să fie numele Domnului! Vom sta înaintea Domnului în motiv, în rugăciune cu motivele de mulțumire aduse de dumneavoastră și cu motivele de mulțumire comune pe care le avem. Trăim vremuri de har, trăim vremuri de pace, de libertate, când ne putem închina lui Dumnezeu. Dumnezeu ne binecuvintează în fiecare zi și nu ne lipsește pâinea, este un motiv real de mulțumire. Anul acesta ne-a păzit, ne-a ocrotit, anul acesta l-a îmbelșugat. Pașii Lui au trecut prin mijlocul nostru și au vărsat belșugul, așa cum spune Psalmul 65. Ei, dacă acestea sunt motive reale de mulțumire, pe lângă cele particulare pe care dumneavoastră le-ați scris pe foaie și văd că sunt din ce în ce mai multe, le vom citi pe majoritatea dintre ele, dar le vom citi și le vom reciti pe tot parcursul acestei zile dedicată mulțumirii, recunoștinței față de Dumnezeu. Vom sta înaintea Domnului întreaga zi să-i mulțumim și să-l preamărim pentru tot ce a făcut El pentru noi. Vreau să stăm înaintea Domnului, să citim aceste bilete și apoi să ne rugăm. Sunt convins că sunt multe motive de mulțumire. Sunt convins că fiecare dintre noi avem mai mult de un singur motiv de mulțumire. Dar uitați-vă câte deja s-au strâns înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă recunoștință pentru Domnul nostru. Aceasta înseamnă că noi ne amintim de ceea ce Domnul face pentru noi și decidem să alegem că El este Domnul și Dumnezeul nostru. Să privim în trecut și să spunem, Doamne, ne-ai ajutat. Și în felul acesta să punem încredere, să investim încredere în Domnul pentru viitorul nostru. Merită să facem lucrul acesta astăzi. Să privim în viitor, spre viitor, cu încredere. Pentru că viitorul este al lui Dumnezeu. Amin. Haideți să citim acele bilete, dacă văd că au ajuns aici. Să citim măcar o parte dintre ele, dacă nu toate. Măcar o parte dintre ele, dar pe parcursul zilei să fim cu luarea minte la toate. Haideți să stăm ridicați. Primul bilet pe care l-am primit este: mulțumesc Domnului că am găsit un izvor de apă vie, Biserica Limanul Bune. Mă simt viu. Domnul să te binecuvinteze, cine a scris. Un alt bilet pe care îl primesc aici zice: am 10.000 de motive de mulțumire. Astăzi spun unul. Am fost bolnav și Domnul m-a vindecat. Dumnezeu să te binecuvinteze, frate Mișu. Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc Domnului pentru că m-a ajutat la școală, deși nu merita, și m-a întărit în momentele când cel rău încerca să mă doboare. Lăudat să fie Domnul! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mai am șansa de a merge în cer. Domnul să te binecuvinteze, frate Iulian! Slavă Domnului! Cineva scrie un bilet mai lung.
Mulțumesc Domnului din toată inima pentru familia minunată pe care o am. Mulțumesc pentru mamă, pentru tată, pentru frații mei. Mulțumesc, Doamne. Mulțumesc pentru că zi de zi ești alături de mine. Îl văd în tot ceea ce mă înconjoară. Îi mulțumesc pentru că am intrat la facultate și mă ajută acolo. Lăudat să fie Dumnezeu. Și pentru acest bilet. Un alt bilet spune, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru familia mea. Dumnezeu să te binecuvinteze. Un alt bilet spune, mulțumesc și enumeră mai multe motive. Mântuire, viață, familie minunată, sănătate. Mi-e greu să cuprind motive de mulțumire pe toate. Dumnezeu să binecuvinteze pe cel care a scris acest bilet. Cred că cineva mulțumește Domnului pentru vindecare trupească. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Un alt bilet spune aici, familia Toma mulțumește Domnului pentru bunătatea și îndurarea Lui, că a reîntregit familia și că ne-a binecuvântat cu un copil. Dumnezeu să vă binecuvinteze, familia Toma, că sunteți cu noi astăzi la închinare. Un alt bilet scris aici, mulțumesc pentru familia pe care mi-a dăruit-o și pentru fiecare dimineață ce mi-a adus speranță. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru prieteni și pentru frați. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos, pentru tot ce avem prin El, în fiecare zi din viață de aici și pentru viața din viitor. Cineva se semnează cu inițiale. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu că anul acesta Dumnezeu mi-a dat cel mai frumos dar din lume, un copil. Pe Medea. Dumnezeu să binecuvinteze familia aceasta. Sunt atâtea motive de mulțumire. Mulțumesc Domnului pentru soție, pentru copii, pentru servici, pentru prieteni, pentru părinți, pentru sănătate. Frate Ionuț, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mulțumesc Domnului pentru familia mea, pentru binecuvântările spirituale, pentru comoara pe care o păstrăm în suflet. Domnul să te binecuvinteze, frate Nelu. Amin. Mulțumesc Domnului pentru Biserica Limanul Bun, altcineva. Domnul să te binecuvinteze. Amin. Suntem o familie de pensionari. Suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu. Ne-a ajutat, ne-a dat sănătate și peste toate a lucrat și în privința copiilor, înțeleg din ce scrie aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt multe motive. Cred că timpul pe care noi îl avem ne permite să le citim pe toate. Le vom citi. Le vom citi probabil după ce vom încheia slujba, dar vom continua să rămânem în casa Domnului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru părinți, pentru părinții mei cei dragi, pentru frățiorul meu iubit Teo, pentru bunicii mei și pentru copiilor. Pentru Biserica Limanul Bune, care mă iubește mult. Dumnezeu să te binecuvinteze. Haideți așa cum stăm înaintea Domnului. Să închidem ochii, să facem liniște în sufletul nostru. Să privim în trecutul nostru. Și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și apoi să-i spunem, Doamne, credem că viitorul îți aparține. Și Tu ești Cel care poți să ne-l construiești și să ne-l dai și nouă. Cum ai făcut-o și până astăzi, Doamne. Îți mulțumim frumos pentru ce ai făcut anul acesta pentru noi. Hai să stăm în rugăciune. Doamne, fă la meu cuvânt și al vinții mele gând, ție, Doamne, să le chin, Domnul meu. Doamne, fă la meu cuvânt și al vinții mele gând, ție, Doamne, să le chin, să-ți închid.